Hello, bine ați revenit pe canalul meu. Dacă doriți să aflați cum puteți crea acest look smoky, vă rog să urmăriți în continuare. Am început prin aplicarea balsamului Nivea Men Sensitive. Am continuat cu fondul de ten Estée Lauder Double Wear, pe care l-am aplicat cu pensula și cu un beauty blender. Am folosit corectorul Naked Skin de la Urban Decay, pe care l-am aplicat cu un beauty blender. Apoi am aplicat pudra Match Perfection de la Rimmel. Ca bază pentru ochi am folosit paint pot-ul de la MAC în nuanța soft ocră. Prima nuanță folosită este Blackberry de la MAC, pe care o aplic pe toată ploapa mobilă. Continui cu nuanța Free to Be, tot de la MAC, în pliul ploapei. Următoarea nuanță se numește Strawberry Bonbon din paleta Chocolate Bar de la Too Faced. Cu ajutorul unei pensule de blending amestec cât mai bine nuanțele. Aplic Blackberry și pe linia genelor de jos. Ștergem pudra cu ajutorul unei pensule fluffy. Blend, blend, blend. Aceasta este cheia unui machiaj smoky reușit. Să amestecăm cât mai bine culorile. Aplic un creion negru Avon Super Shock, pe care îl întind cu ajutorul unei pensule subțiri. Peste creion aplic un fard negru. Amestec fardul cu o pensulă de blending. Am folosit Inglot gel liner negru pentru a-mi contura ochii.
Peste liner voi reveni cu fardul mat pentru a difuza linia și a crea acel efect de smoky, trecerea de la negru la blackberry și apoi roz. Pentru controarea sprâncenelor am folosit două produse, fardul de sprâncen de la NYX și gelul de sprâncene, tot de la NYX. Fața am conturat-o cu ajutorul kitului de contur de la Sleek. Ca blush am folosit tot Sleek Rose Gold. Buzele le-am conturat cu un creion de la Flor Mar, apoi am aplicat rujul mat Please Me de la MAC. Acesta este look-ul final, sper să vă placă și vă mai aștept pe canalul meu.